Peste 2300 de mehedințeni au primit cea de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19 până astăzi, iar oamenii continuă să vină la centrele de vaccinare pentru a se imuniza cu doza booster. Peste 92.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost administrate începând cu data de 4 ianuarie 2021. 2.332 de persoane s-au imunizat până în acest moment și cu cea de-a treia doză. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost administrate 784 doze de vaccin împotriva COVID-19. Dintre acestea, 235 au fost prima administrare, 20 doze cea de-a doua administrare și 429 doze cea de-a treia administrare. În cabinetele de medicină de familie au fost administrate 100 de doze de vaccin produse de compania Johnson & Johnson și Pfizer-BioNTech. Din 28 septembrie, când a început administrarea celei de-a treia doze și până în prezent au fost administrate 2.332 doze. Toate persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu două doze și pentru care au trecut 180 de zile de la schema completă se pot programa pentru administrarea dozei de rapel. Doza 3 este ferm recomandată persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice, persoanelor din centrele medico-sociale și altor categorii vulnerabile, precum și persoanelor cu risc mare de expunere, personal medico-social și din învățământ.